Legiștii vin cu precizări legate de cazul Pantelimon, care a împărțit în două comunitatea medicală. Consiliul Superior de Medicină Legală a identificat 3 deficiențe majore în acordarea de îngrijiri medicale pacientului de 54 de ani, care a murit pe secția de ATI. Mai mult întăresc opinia inițială că este o probabilitate de peste 99% ca, citez, decesul să se fi produs în momentul în care s-a scăzut brusc doza de noradrenalină. În contextul scandalului de la Spitalul Pantelimon, unde două doctorițe de la secția ATI sunt investigate pentru posibile greșeli medicale, Consiliul Superior de Medicină Legală reacționează și clarifică rolul expertizelor medico-legale în astfel de cazuri. În ultimele zile au apărut numeroase critici în spațiul public referitoare la activitatea medicilor legiști, în special în ceea ce privește cazul de la Spitalul Pantelimon. Biroul executiv al Consiliului Superior de Medicină Legală subliniază că aceste critici sunt nedrepte și bazate pe informații eronate. Medicii legiști nu tratează pacienți, dar au competența legală și științifică de a evalua corectitudinea actului medical. Expertizele medico-legale nu sunt doar autopsii, ci și pentru evaluarea deficitelor în acordarea îngrijirilor medicale, se arată în comunicatul Consiliului. În cazul de la Pantelimon, Consiliul subliniază că a fost evaluată legătura dintre scăderea dozei de noradrenalină și decesul pacientului. Potrivit experților, există o probabilitate de peste 99% ca decesul să fi fost cauzat de această decizie. Totodată au fost identificate 3 deficite majore în acordarea îngrijirilor. Scăderea bruscă a dozei, scăderea în ciuda tensiunii pacientului și neînregistrarea acestei scăderi în acte. Legiștii mai atrag atenția că, deși pacientul era grav bolnav, medicina are datoria de a-l menține în viață cât mai mult timp posibil, chiar și în cazuri fără șanse de recuperare. Ei subliniază că scăderea duratei de viață, chiar și cu câteva ore, dacă este cauzată de o decizie medicală greșită, constituie un prejudiciu.